Exemplu că UX391 este una dintre surprizele acestui an de la Computex, portabilul de 13,3 inch, fiind un model revoluționar care preia elemente de la mai multe serii de succes dezvoltate de Asus de-a lungul timpului. UX391 oferă culorile și finisajele premium ale seriei ZenBook într-o formă robustă care urmează mai multe standarde militare privind durabilitatea. Performanța adusă de procesoarele Intel Core i7 din generația A8 și opțiunile noi de conectivitate USB 3.1 Type-C determină un grad mai ridicat de flexibilitate în activitatea de zi cu zi. Balamaua cu design ErgoLift ajustează în mod automat tastatura la un unghi de 5,5 grade, ideal pentru mai mult confort în timpul scrisului. Mărind spațiul dintre laptop și masă, acest spațiu ajutând la răcirea dispozitivului prin intermediul carcasei de aluminiu și a unor microperforații care ajută la disiparea căldurii. Față de generația anterioară, temperatura de operare scade cu 5 grade, iar ventilatorul, pentru că are o răcire activă, acest ventilator are 71 de palete, cu 40% mai mult comparativ cu laptopul UX490. Asus a echipat laptopul cu un ecran Nano Edge cu o rezoluție 4K UHD, valorificând cea mai mare parte vizibilă a capacului. Avem un raport ecran-corp cât mai bun, de 85%. Atât unitatea SSD de 1 TB, cât și memoria RAM de 16 GB la o frecvență de 2133 MHz oferă timp redus de acces, viteze mari pentru transferul datelor și un spațiu suficient de mare pentru aplicațiile grafice pretențioase. Portabilitatea este unul dintre lucrurile cele mai importante, iar Asus știe foarte bine acest lucru oferind un notebook cu o greutate de numai 1 kg. Pe lângă greutatea de 1 kg, ZenBook S are și o muchie foarte subțire de numai 12,9 mm. Pe muchie avem porturile, 3 porturi USB. Avem un port USB tip C care ajută la încărcare, avem tehnologii de încărcare rapidă pentru transfer de date și extensia ecranului și pe cealaltă parte avem încă două porturi USB-C, acestea fiind cu suport Thunderbolt 3. Putem extinde imaginea pe alte două monitoare 4K. Rezultatul constă într-un portabil care poate fi luat în orice deplasare, fără a pune o presiune suplimentară pe noi. Mai mult, carcasa de aluminiu este rezistentă la un regim de utilizare intensă, profesioniștii apreciind toate aceste calități ale seriei ZenBook și în special ale lui ZenBook S UX391. Acest model oferă suport pentru un asistent vocal nou, e vorba de Amazon Alexa, și suportă Wacom Voice, având un grad ridicat de interacțiune pe baza unor comenzi vocale. Sunetul redat este la înălțime, Asus a colaborat și de această dată cu specialiștii audio de la Harman Kardon. Tastatura este una completă, are iluminare pentru operare în mediul nocturn, iar pe touchpad, un touchpad acoperit cu o suprafață care permite glisarea ușoară a degetului, pe touchpad, spuneam, avem un senzor de amprente care ne ajută să ne autentificăm rapid în mediul Windows. Pentru comunicațiile video avem și un webcam HD disponibil în această ramă îngustă a ecranului, un ecran Nano Edge. Pentru că autonomia contează foarte mult, Asus a optimizat fiecare proces în operarea laptopului, obținând o autonomie care poate urca până la 13,5 ore, o durată mai mult decât suficientă pentru a acoperi întreaga zi de lucru. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit, dacă nu ați făcut-o cumva, să vă abonați la canalul Asus România.